Noaptea trecută a nins cu precădere în jumătatea nordică a județului, ceea ce a dus la depunerea unui strat de zăpadă. Drumarii au acționat pentru curățarea carosabilului. A început să ningă pe munții Godeanu, de la Valea Cernei spre noi, spre Gorj, drum care este în administrarea noastră. După care rânca de fileul Jivului, Deanu Bujorescu, drumul de merge la Tismana, cam tot ce înseamnă zona de Gorj, de nord de Acustului. 49 de utilaje cu lamă și răsunditor de material antiderapant, autofreze, încărcătoare. Autoritățile din Gorj au fost avertizate de la centru să mobilizeze utilajele în zonele vizate de avertizările meteorologice. Utilajele multifuncționale de mare putere și mai ales utilaje care se depășează cu viteză, să fie dislocate în zona de munte Rânca și munții Godeanului. Să se miște foarte repede, să scurtăm perioada de acționare pe drum, trecerea lamelor, să nu se depună stratul de zăpadă. La Rânca acum se circulă în condiții de arme, este de la kilometru 16, zăpadă bătătorită pe carosabil, ceea ce rămâne în urma acționării cu lamele. Județul Gorj a scăpat de avertizarea cu cod galben, însă meteorologii anunță ninsori și vânt la altitudini de peste 1500 de metri.